Pregătirile pentru începerea noului an de studii la gimnaziul din satul Schineni, raionul Soroca, sunt pe ultima sută de metri. Aici au fost finalizate lucrările de reparație capitală a tavanelor din două săli de clasă și din sala de gimnastică. Astăzi are loc recepția lucrărilor de reparație a trei tavane, două săli de clasă și o sală de gimnastică. A fost o lucrare mult solicitată și necesară. Totodată vreau să menționez că instituția este practic totalmente pregătit pentru noul an școlar, deoarece atunci când lucrurile se mențin într-o stare în alta, adică ca o continuitate a tuturor celor ce se petrece, este ușor adică de adaptat și către nouul an de studii. Noile săli de clasă au devenit mai luminoase și mai frumoase în urma lucrărilor de reparație, susțin profesorii de aici. În școală avem cele mai bune condiții, eu cred că s-ar da și ca la o școală europeană. Ne străduim și punem umărul și atât profesorii, cât și părinții, cât și elevii, ca să păstrăm ceea ce avem în școală. Sunt foarte bucuroasă că fac parte dintr-un minunat colectiv al instituției publice Gimnaziu Schineni. Toate succesele, toate rezultatele pe care le avem astăzi se datorează unei colaborări deloc ușoare între părinți, între școală, primărie. De aceea, tot colectivul lucrează și se concentrează la tot ce este de lucru. În sens că, la moment, avem școala pregătită pentru nouă an de studii. Întotdeauna am mizat pe faptul că frumosul creează frumos. Adică, dacă avem condiții bune, copiii cu o mare dragoste frecventează școala, se atârnă mai serios față de obiectele de studiu. Reparația capitală a celor trei tavane au costat circa 180.000 de lei, bani oferiți de Consiliul Raional Soroca. În ultimii 4 ani, instituției date au fost alocate peste 1.500.000 de lei, deci anume pentru construcția blocului sanitar, pentru aprovizionarea cu resursele energetice, pentru deficitul bugetar la personal, fibra optică, asigurarea funcționării cazangerii și alte necesități care au fost înaintate de către administrația gimnaziului. Și clar, e datoria noastră a autorităților să creăm condiții elevilor pentru noul an școlar, și ceea ce și o facem. În raionul Soroca, Direcția Învățământ vă informează că sunt 46 de instituții de învățământ. Astăzi ne aflăm în gimnaziu Schineni la recepția lucrărilor de reparație a trei tavane. Au fost alocați 184,4 mii lei pentru reparația acestor tavane. Lucrările sunt executate la 100%. Școala este pregătită pentru nouul an școlar. Vreau să remarc aici că în 2021-2022 școala a fost evaluată de ANACEC. Au de acum raportul. Este școală cu cele mai bune condiții. Potrivit șefului interimar de la învățământ în raion, sunt în plină desfășurare pregătirile tuturor instituțiilor de învățământ către noul an de studii. În gimnaziu Șeptilici s-au finisat lucrările, au fost alocați bani pentru a repara o clasă. La Dărcăuț au fost alocați bani pentru reparația cantinei școlare, tot au fost recepția lucrărilor. La Rudi, gimnaziu Rudi, s-a făcut reparația electricității acolo, tot este bine executat, școala este pregătită pentru 9 ani de studii, urmează să mergem în celelalte instituții, să evaluăm și să vedem cum pregătesc instituțiile pentru 9 ani de învățământ. Administrația gimnaziului Schineni susține că depune maxime eforturi ca elevii să dispună de condiții bune pentru a înregistra performanțe la învățătură. Dacă condiții sunt, atunci elevi din an în an devin tot mai puțini. Problema majoră care este în toate instituțiile este numărul de copii și de aici reiesă și surse financiare minime. Probleme întotdeauna sunt, pentru că condițiile tindem spre crearea unor condiții cât mai bune, cât mai eficiente, ar lăsa multe dorite, adică baza tehnico-materială la unele discipline, ca experimente, ca o serie de, dacă nu chiar o sală de laborator, ce obțin niște echipamente pentru unele lucrări la fizică, la chimie. Și desigur mai sunt unele lucrări care ar trebui racordate la standarde.
La 1 septembrie, cele 9 săli de clasă sunt în așteptarea celor 104 elevi, care vor fi instruiți de 16 profesori. Anul acesta, la gimnaziul din satul Schineni, vor merge în clasa 1 11 elevi.